Fănică Bârlă nu se mai regăsește în primele 10 poziții din lista de consilieri municipali prezentată astăzi de PSD la biroul electoral. Bârlă figurează abia pe locul 11, poziție care poate fi neeligibilă. Actualul primar nu mai este în grațiile președintelui PSD Marcel Ciolacu, care l-a preferat pe Constantin Toma, candidat la funcția de primar. Din punct de vedere moral, e cu totul altceva. Nu pot să fiu de acord cu modalitatea în care au încercat să mă înlăture, eu fiind un om corect și serios, am pus foarte mult suflet, am pus și am depus mari eforturi și foarte multă muncă, am depus foarte mulți bani legal și poate că nu meritam ca acest partid să mă scoată prin ușa din dos, mai ales după acel simulacru de la Sala Mare a Consiliului Județean. Întrebat care sunt motivele pentru care Fănică Bârlă nu se află între primii 10 candidați, Marcel Ciolacu a dat vina pe președinții organizațiilor de cartier. Lista, în primul rând, s-a făcut cu toți președinții de organizații sectoriale, sunt în număr de 26, cu dânsii de față, am întocmit-o și așa s-a hotărât. Fănică Bârlă vede această mișcare ca pe o eliminare a sa din PSD și se consideră trădat de partidul din care face parte. Cu toate acestea, primarul în funcție spune că nu va pleca la un alt partid. Am spus că niciodată nu-mi voi trăda partidul, dar atunci n-aveam de unde să-mi dau seama că partidul mă va trăda pe mine. Nu voi căuta un alt partid. Deci pot să ies cu fruntea sus sau cu fruntea cum vor ei să ies din politică, n-am avut veleități de a ocupa un scaun politic cu orice preț, cu prețul trădării n-am să-l ocup, cu prețul vânzării, n-am să mă vând niciodată nimănui și nici n-am să plec la un alt partid. Prefer să ies din viața politică decât să-mi încalc niște principii. Fănică Bârlă a fost viceprimarul municipiului Buzău în ultimii 8 ani, iar după condamnarea lui Constantin Boșcodeală a preluat pentru 3 luni funcția de primar interimar.